Băga la încălzire. Robert, am o întrebare pentru tine, înainte să începe antrenamentul. Pentru cine te antrenezi tu? Acum? Nu, în general. Pentru cine mă antrenez? Da. Stai să mă gândesc 2 secunde. Ia, gândește. 1, 2. Pentru cine te antrenezi? Pentru Selena Gomez. Pentru Selena Gomez? Selena Gomez. Ai, dilăule. Nu, glumesc. Mă antrenez ca să nu știu să mă bată, că și așa sunt singur. Ușor să nu caz. Vreau să piată pe bicicletă. Doamne ajută. Dar tu, pentru cine te antrenezi? Bă, eu mă antrenez ca să mă pot însura, frate, că na. Că femeile preferă pe ăștia mai... Robert s-a apucat de picioare. Amândoi ne-am apucat de picioare. Cred că, bă, cred că tu faci picioare să poți fugi de Mariana, așa-i? Da. Adevărat. Îmi bag și eu după tine. Am găsit o sală super mișto aici, chiar lângă hotelul nostru. Așa? Și dacă tot n-am mai fost de câteva luni, am zis, hai să ne antrenăm și nu un pic. Cum păreți și ne antrenăm picioarele, să putem la fugă dacă e nevoie. Hai, șarpe meu. Șarpe meu m-am enervat. Am pus toate greutățile la picioare. Ia uite, nu mai aștept greutăți sale, am pus pe toate pe care le-am avut. Ha. Cum ce picioare are șarpele? Ia uite, mă, șarpele, ce forță am la picioare. Eu era acum asta, uite, să nu mai pot să mă ridic. Ce picioare are șarpele, prăduitor? Înseamnă și geneticul ăsta. Eu fac picioare așa, cum s-am în viața mea așa, fac zi de zi dacă fac. Timp de 20 de ani să nu faci nimic. Nu o să fiu așa. Abia să mă duc și eu să mă plimb cu oile. Doamne. Acolo, frate, am forța pe picioare, deci nebun. Bine. Pe nerva așa pe mine că te bat.